Augustin Lazăre a transmis, ce trece SM sublinierei ministrul Justiției, protocoalele secrete încheiate cu SRI. Procurorul general, Augustin Lazăre, a transmis, marci, ce trece SM sublinierei ministrul Justiției, Tudorel Toader, protocoalele încheiate cu SRI, informează PGJ. Având în vedere decizia luată astăzi de plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate încheiate între instituțiile judiciare și Serviciul Român de Informații, precum și solicitarea Ministrului Justiției de demarare a procedurii legale de desecretizare a protocoalelor încheiate între Ministerul Public, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe de o parte, și Serviciul Român de Informații, pe de altă parte. Conducerea Ministerului Public a transmis protocoalele clasificate Consiliului Superior al Magistraturii și Ministrului Justiției, spre informare, potrivit prerogativelor constituționale și competențelor legale, precum și a principiului nevoii de a cunoaște. În continuare, la nivelul Ministerului Public este în derulare analiza aspectelor legale privind procedura de declasificare a protocoalelor încheiate cu Serviciul Român de Informații. Anunț Ministerul Public. Marci, la CSM, Procurorul General Augustin Lazăre, declara ce protocolul încheiat între structurile de parchet subliniere SRI a fost înregistrat la informații clasificate, dar nu reprezintă altceva decât proceduri tehnice de lucru. Există protocoale, noi tot timpul am lucrat cu toate instituțiile, cu ni subliniere de protocoale, care sunt ni subliniere de proceduri tehnice de lucru cu instituțiile respective. Având în vedere ce este vorba despre informații clasificate în fluxul de informații dintre instituțiile de informații sublinierei Ministerul Public. Protocolul a fost înregistrat la informații clasificate. Dar ele nu reprezintă altceva decât proceduri tehnice de lucru care reglementează cine, unde se prezint cu informațiile clasificate. Cui ile pred sublinierei se mai reglementa acel procedeu probator de supraveghere tehnică atunci când SRI avea competent ca să îl pun în aplicare, cu precizarea ce acea proceduri de lucru, parțial, este în vigoare cu referire la infracțiunea Securitatea Națională, a menționat Lazăre. El a adugat ce trebuie cântrit între binele public, securitatea națională subliniere interesul public dacă se dore subliniere de desecretizarea protocolului. Aici va trebui să cântrim dacă acea procedură de lucru făcut public va fi bun sau nu va fi bun sau dacă o facem public, ea se prezinte o alt procedură, fiind noi trebuie să cântrim între binele public. Securitatea națională subliniere interesul public de a cunoa subliniere de aceste lucruri care sunt dezbătute. Prin urmare, noi nu avem nimic împotrivă dacă hotărăsce instituțiile justiției, sublinierei nu un politician, care vine azi sublinierei spune ca mâine să se desecretizeze. Pentru noi, orice acțiune trebuie făcută în temeiul legii. C
acest moment, este în curs de a se efectua o analiză, care este temeiul legal de desecretizare, sublinierea ei cum s-ar putea proteja procedurile care trebuie să meargă în continuare, procedurile de lucru, care nu ar trebui făcute publice în acest moment, fără să afecteze activitatea investigativ care prive sublinierea de securitatea națională, susține Augustin Lazăre.